Studioul cinematografic Anima Film prezintă Harap Alb, adaptare după basmul lui Ion Creangă, partea 1. Era odată într-o țară un crai care avea 3 feciori și mai avea un frate mai mare, care era împărat într-o țară mai depărtată. Fratele craiului, verde împărat, avea numai fete și i-a scris carte să-i trimită grabnic pe cel mai vrednic dintre nepoți ca să-l lase împărat în locul său. Craiul chemă pe feciorii săi și le zise: care dintre voi se simte destoinic a împărăți peste o țară așa de mare și bogată ca aceea, are voie din partea mea să se ducă. Vrând să ispitească, craiul îi întâmpină îmbrăcat în piele de urs, iar cei doi frați mai mari, speriindu-se, se întorc din drum. Atunci, fiul cel mai mic se înfățișează înaintea craiului zicând: dă-mi voie ca să mă duc și eu pe urma fraților mei. Crăișorul, sfătuit de o bătrână pe care o milostivise, a pus o tavă cu jăratec între cai și care s-o găsi să mănânce, acela va fi ales. Unul singur, o răpciugă de cal, se găsi să mănânce. Calul se scutură de 3 ori și îndată se făcu tânăr, de nu era alt mânzoc mai frumos în toată Hergelia. Apoi, crăișorul se duse în pod și-și alese hainele și armele din tinerețe ale tatălui său și porni la drum. În ciuda sfatului tatălui său, crăișorul tocmește un spân ca să-i arate drumul prin codru. Într-o poiană, dau de o fântână adâncă, fără roată, nici cumpănă, ci numai cu o scară. Fiul craiului coboară ca să se răcorească. Și cum stă el acolo de să răcorea, spânul face trang, capacul pe gura fântânii, apoi se suie deasupra lui și zice cu glas răutăcios: dacă mai vrei să mai vezi soarele, atunci jură-mi-te pe ascuțișul paloșului tău că mi-i da ascultare întru toate. Și de azi înainte, eu să fiu în locul tău nepotul împăratului. Fiul craiului îi jură credință. Apoi își schimbă straiele, iar spânul zice: de acum înainte să știi că te cheamă Harap Alb. Încălecă fiecare și pornesc mai departe. Și cum ajung la împărăție, spânul se înfățișează înaintea împăratului și verde împărat, bucurându-se, pe dată îl și face cunoscut curții și fetelor sale. Într-una din zile, cum ședea spânul la ospăț, împăratul lăudă niște sălăți care se găseau numai în grădina ursului. Spânul zise: de nu mi-a aduce sluga mea să lăs ca aceste și din piatră sacă, mare lucru să fie. Și odată zboară calul cu Harap Alb până la Nouri, apoi se lasă într-un ostrov din mijlocul unei mări, lângă o căsuță singuratică. Numai ea că-l întâmpină bătrâna care îl sfătuise la plecare cum să-și aleagă calul și îi zice: îmbracă-te iute în pielea de urs și cum îi ajunge în răscrucile drumului, ai să și dai de grădina ursului. Și când se iasă din grădină, ia ca ursul se trezește și după dânsul. Atunci Harap Alb îi aruncă pielea cea de urs și apoi fuge cât ce poate, scăpând cu obraz curat. Și mergând tot cum s-a dus, de la o vreme ajunge la împărăție și dă sărățile în mâna spânului. Atunci spânul zice îngânfat: ei, moșule, ce mai zici? Ia, când aș avea eu o slugă ca aceasta, nu i-aș trece pe dinainte.
La câteva zile după aceasta, împăratul arată spânului niște pietre scumpe, zicând: "Aceste sunt din pădurea cerbului și cerbul acela este bătut tot cu pietre scumpe, mult mai mari și mai frumoase decât acestea." Dar nu se poate apropie nimeni de cerb și nici un fel de armă nu-l prinde. Însă el, pe care l-a zări, nu mai scapă cu viață. Și odată cheamă spânul pe Harapalb și zice: "Du-te în pădurea cerbului, cum îi știi tu, și numai decât să-mi aduci pielea cerbului cu cap cu tot." "Dragul meu căluț, la grea pelea m-a vrât iar spânul. De mi-a scăpat și din asta cu viață, apoi tot mai am zile de trăit." "Nu-i nimica, stăpâne," zice calul. "Capul de-ar fi sănătos, că belelele curg gârlă. Hai, nu mai sta la gânduri, încalecă pe mine." Și zburând ei, iaca au ajuns în ostrovul cunoscut. Bătrâna era acasă și cum a văzut pe Harapalb, pe loc l-a întâmpinat și a zis cu blândețe: "Haidem să-i zbrăvim odată și trebușoara asta." Și cum ajung în pădure, sapă o groapă adâncă și bătrâna zice: "Tu, Harapalb, rămâi aici întrânsa toată ziua. Și de amiază, când a venit cerbul să beie apă și să o culca și o adormi cu ochii deschiși, să ieși încetişor. Pe la amiază, cerbul, ajungând la izvor, începe a bea apă rece, apoi se întinde pe pajiște și pe urmă se așterne pe somn." Harapalb iese afară încetişor și, când îi croiește odată cu sabia pe la mijlocul gâtului, îi și zboară capul cât colo de la trup. Și așa, după ascensitul soarelui, Harapalb iese din groapă, jupește pielea cerbului, apoi ia capul întreg, așa cum se găsea, și pleacă. Și într-una din seri, cum ședea spânul împreună cu împăratul și cu verele sale într-un foișor, numai iaca cezăresc în depărtare un sul de raze scânteietoare care venea înspre dânsii. Harapalb venea în pasul calului, aducând cu sine pielea și capul cerbului, pe care le-au și dat în mâna spânului. Ia spânul cu viclenia sa obișnuită, zice împăratului: "Ei, moșule, ce mai zici?" "Ce să mai zic, nepoate? Dacă aș avea eu o slugă așa de vrednică și credincioasă, aș pune-o cu mine la masă." Sfârșitul primei părți.